Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la o nouă întâlnire cu domnul profesor universitar dr. Corvin Lupu, renumit istoric militar. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! În emisiunile precedente ne-ați explicat contextul, cadrul, factorii care au condus la desfășurarea efectivă a loviturii de stat din decembrie 1989. Și urma, în funcție de cum v-ați pregătit dumneavoastră expunerea, să intrăm și în detaliile efective ale serii sau ale zilei de 22 decembrie. Înainte să începem, aș vrea să vă întreb un lucru, poate că anticipez un pic prezentarea noastră. Chiar foarte recent au apărut niște informații conform cărora șefa gardei de corp al lui Gelu Voican Voiculescu, pe nume Cerasela Bârjoc, a făcut o mărturie, a depus o declarație că soții Ceaușescu au fost grav torturați înainte de a fi asasinați. El era vânăt pe la gât, avea mâinile rupte, ea avea un picior scos din încheietură, din articulație, foarte urât, deformat. Dacă se poate să ne spuneți ceva despre asta? Au fost într-adevăr împușcați atunci sau au fost omorâți dinainte și a fost un scenariu? Există mai multe informații privitor la torturarea soților Ceaușescu. Există și persoane care au declarat că în data de 23 decembrie 1989 Nicolae Ceaușescu a fost adus într-o clădire a Ministerului Apărării Naționale și s-a stat acolo de vorbă cu el, încercând să fie determinat să ia anumite decizii. Desigur că autoritățile noastre au negat acest lucru. Domnul profesor Ion Coja a scris în mod repetat și s-a adresat cu această problemă. Mi-aduc aminte că a ridicat-o și cu ocazia unei întâlniri cu activul Asociației Cadelor Militare în Rezervă și Retragere din Serviciul Român de Informații, care a avut loc cu câțiva ani în urmă la Arcup, pe strada Batiștei, în sala de sus de acolo. El a ridicat și a întrebat, domn profesor, pe generalii și colonei prezenți acolo, dacă pot să spună ceva. În sală era și Peter Roman, era și Gelu Voican Voiculescu, care tăceau, nu spuneau nimic. Era destul de interesant că foștii securiști care au dat lovitura de stat i-au invitat și pe acești conspiratori la acea manifestare. Am fost și eu acolo, m-au pus în prezidiu, mi-au dat și cuvântul, dar când Gelu Voican Voiculescu a vrut să-mi pună o întrebare, domnul colonel Filip Teodorescu, președintele Asociației Cadelor Militare în Rezervă și Retragere, l-a oprit imediat și a dat așa un ordin scurt: Gelu, nu aici, dacă ai de vorbit cu domnul Corvin, afară pe coridor. Lui era frică nu de întrebarea lui Gelu, ci de ce voi spune eu ca urmare a întrebării. Și am văzut că nu vor să spun ce am de spus. Mai erau și niște jurnaliști în sală. Era Horia Alexandrescu, mi-aduc aminte, erau foarte mulți, erau vedetele care mai erau în viață din fosta securitate, în frunte cu generalii Ianu Bucurescu, cu Gheorghe Rațiu, cu șefii de atunci ai structurilor.
Da, Ceracela este cea care se pare că a intrat și în posesia bijuteriilor Elenei Ceaușescu, pentru că ea este cea care a percheziționat prima cadavru Elenei Ceaușescu. Și tot această femeie care l-a însoțit permanent pe Gelu Voican, este și cea care a vândut francezilor filmul execuției soților, filmul original netrucat. Da, nouă ni s-a dat la televizor atunci de Crăciun doar filmarea când soții erau jos. Nu, da, și au venit cu niște povești de prostit copii, domnul Adrian Sârbu și cu cei care erau acolo, toți erau oamenii securității, nu erau niște revoluționari sau demonstranți, erau niște agenți. La filmul original, știți de el? Că în momentul în care s-a filmat, cineva a călcat pe cablu și l-a scos din priză și de aceea nu s-au văzut toate chestiile de acolo. Niște chestii așa da, de adorat. Pentru copii, slab de înger. Pentru copii mai prostuți, așa. Asta vreau să spun și eu. Ne-au jignit minimum de inteligență pe care au bănuit-o la noi. Acum, desigur că ea ar fi putut spune multe lucruri, ar fi trebuit să le spună la timp, a fost și ea o profitoare a evenimentelor și fiindcă a fost acolo împreună cu Gelu și s-a tolerat treaba asta, nu știu dacă era bodyguard, nu știu, cred că avea Gelu Voican nevoie de bodyguard, cred că era mai degrabă o iubită a lui pe care a adus-o în împrejurările alea în poziție de revoluționară, de demonstrantă, nu știu de ce. Acum revenim, vreau să aduc aminte de telespectatorilor noștri că emisiunea trecută... Dar înainte să continuăm... La momentul oportun, când veți considera dumneavoastră, am vrea totuși să știm mai concret cum a fost execuția soților Ceaușescu. Înțelegem că a fost o filmare originală, poate știți mai multe ce conținea filmul respectiv. Au fost omorâți înainte de scena filmată care ni s-a arătat nouă? Sunt întrebări importante, zic eu. Dacă nu considerați că acum e momentul, altă dată. Da, o să o luăm așa pe rând. Data trecută am vorbit mult despre rolul nefast pe care l-a jucat Elena Ceaușescu în viața lui Nicolae Ceaușescu și în viața conducerii țării și în viața poporului român, dacă îmi dați voi să mă exprim așa. Corect. Și privitor la acest aspect, aș vrea să vă spun că eu am urmărit cu mare atenție mărturiile date sub jurământ, în închisoare, în momente grele, de către doi dintre membrii familiei Ceaușescu. Mă refer la Emil Bărbulescu, nepot direct de soră a lui Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu a avut o soră, Elena, profesoară de istorie, care a fost măritată cu un inginer agronom pe nume Vasile Bărbulescu, care a făcut o carieră foarte mare, ajungând prin căsătoria cu Elena Ceaușescu, a ajuns președintele CAP-ului din Scornicești, a ajuns primar, apoi directorul general al Direcției Agricole la județul Olt, apoi prim-secretar la Olt, apoi a culminat cu foarte importantă funcție de secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu probleme de agricultură, agricultura fiind extrem de dezvoltată la ora aceea. Emil Bărbulescu, singurul copil al surorii lui Ceaușescu, s-a făcut milițian și
a ajuns locțitorul miliției județului Olt, funcție în care a fost promovat ca urmare a apartenenței la familia Ceaușescu. El era un tip onest, un tip de suflet, așa, dar avea o problemă mare cu alcoolul. Problemă pe care a dus-o toată viața. Dar era un tip onest. În declarația pe care a dat-o și a scris o carte care n-a prea fost lăsată să se răspândească în societatea românească. Există un sistem foarte subtil pe care l-am cunoscut și cu multe dintre cărțile pe care le-am publicat eu. Cărțile care deranjează dispar pur și simplu, ajung în depozite sau ajung undeva pe niște rafturi în spate, nu sunt văzute, nu sunt citite, apoi vin unii care le iau. Vreau să vă spun că am văzut niște scene la librării când a apărut cartea mea Trădarea Securității în decembrie 89, Secrete ale intervenției străine împotriva României. Veneau unii care cumpărau toate cărțile, era o adevărată nebunie cum să facă să nu ajungă la cititori această carte. Da, e o metodă clasică. La fel s-a întâmplat și cu alte cărți, nu numai cu ale mele. Și cartea lui Emil Bărbulescu, Nicolae Ceaușescu a fost unchiul meu, a dispărut destul de rapid și am putut constata că nu e cunoscută la nivelul opiniei publice decât într-o măsură restrânsă. El spune acolo că este convingerea lui fermă că din momentul în care i s-a permis Elenei Ceaușescu ascensiunea politică la nivel mare, atunci a început de fapt căderea lui Nicolae Ceaușescu. Ea ajunsese, spune Emil Bărbulescu, să conducă practic România. Avea propriile servicii de informații. Avea propriile servicii de securitate. De la ea, la Nicolae Ceaușescu, nu mai ajungea niciun fel de informație. De multe ori, nici informațiile care veneau de la Vlad sau de la Postelnicu, că ajungeau la ea, nu mai ajungeau și la Nicolae Ceaușescu, decât în forma în care era informația avizată de ea și de multe ori modificată de ea pe aici, pe acolo, în funcție de interesele ei, care, spune Emil Bărbulescu, și acest lucru nu spune numai el, îl spun și foștii lui secretari, interesele ei nu mai erau interesele lui. Forma un stat paralel, veritabil. La cabinetul 1 nu mai putea ajunge nimeni fără ca ea să știe și ca ea să ia măsurile necesare pentru a fi și ea acolo și să se asigure ea că la urechile președintelui nu va ajunge nimic din ceea ce ea nu dorește să știe el. Emil Bărbulescu spune mai departe că în familie, gândiți-vă că e vorba de sora lui Nicolae Ceaușescu, în familie se vorbea că Elena Ceaușescu dorea să-l înlăture pe soțul ei de la putere și să preia ea conducerea țării. Și mai mult decât atât, Emil Bărbulescu spune că Nicolae Ceaușescu era și el înclinat, nu era sigur, era înclinat să creadă că soția lui dorea acest lucru, să ia de la el puterea și să devină. Deci bănuia. Da. Ei în familie știau că ea dorește să fie președintele României și dorea să-l aducă pe fiul lor, Nicu Ceaușescu, în poziția de secretar general al partidului. Și de asemenea, să-l omoare pe Ceaușescu, să-l elimine, cum să ajungă președinte?
să el să piardă puterea ca urmare a uzurii puterii, a erodării, așa mai departe, și să preia ei. Am înțeles. În familia lor se vorbea că acest proiect urma să fie pus în aplicare în primăvara anului 1990. Ei în familie spuneau că Elena și cu Nicu și cu ceilalți, cu alți oameni influenți, cum ar fi Postelnic, cu Dincă, cei de care am vorbit data trecută, să-l convingă pe Ceaușescu să renunțe la putere ca să detensioneze raporturile și internaționale și interne și să-i lase pe Elena și pe Nicu la conducerea țării. Vreau să vă spun că, practic, în 22 decembrie 1989, la ora 8:35, imediat după împușcarea generalului Vasile Milea, Ceaușescu a rămas complet singur în sediul CC-ului și a pierdut puterea instantaneu. Legăturile telefonice i-au fost tăiate. Deci imediat după ce l-au împușcat pe Milea, i-au tăiat telefonul lui. Deci nu mai avea comunicație. I-au tăiat și legăturile cu stația, pentru că el a ieșit pe balcon și a vrut să se adreseze mulțimii din față. Dar stația nu, era dezactivată de ofițerii de securitate care răspundeau de ea. Deja trădarea era pe față. Atunci el a găsit, la el în birou, era o portavoce. A luat portavocea și a ieșit pe balcon. La balcon și s-a adresat mulțimii. Era gălăgie mare, totuși unii l-au auzit vorbind. Și ce le-a spus? A început să le spună să nu mai demonstreze acolo, să plece acasă, pentru că aici, în sediul CC-ului, se dă o lovitură de stat. Extraordinar. În momentul acela, un ofițer de securitate l-a tras cu brutalitate, l-a tras în interiorul, de pe balcon în interior, pe hol, invocând faptul că cineva aruncă cu un lemn de jos către el. Atunci Ceaușescu a chemat-o pe soția lui și au vrut să coboare în buncărul de la sediul Comitetului Central, actualmente în Ministerul de Interne. Clădirea a fost dotată cu un buncăr care era punct de comandă pentru comandantul suprem și asta, era dotat cu legături, cu comunicații cu toate unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului de Interne, frontierele, tot. Putea comunica cu oricine de acolo. Și din câte am auzit, ușa era atât de puternic de blindată încât nu se putea sparge din exterior. Nu putea intra nimeni acolo. Avea pentru mai multe luni de zile hrană, apă minerală și oxigen. Și de asemenea, din buncăr, avea legăturile care duceau de acolo, sunt niște canale prin subteranele Bucureștilor. Da. Importante, care duc la Academia Militară, la Ministerul Apărării, se poate circula pe acolo, se poate circula și cu mașina. Deci buncărul ăsta era sub Casa Poporului sau unde? Și sub Casa Poporului e alt buncăr. Ăsta e buncărul de sub actualul Minister de Interne. Aha. Care era sediul Comitetului Central al Partidului Subcomunist. Dar de buncărele astea, de toate buncărele, răspundea șeful apărării civile pe țară, generalul Ioan Joană, tatăl actualului secretar general adjunct, care
Secretar general adjunct al NATO, a fost ministru de externe, fost ambasador al SUA. Fost președinte PSD, candidat la președinție. E un om care a făcut carieră pentru trădarea tatălui său. Exact. Tatăl său, care răspundea de buncăre, a comis un act de trădare și a închis buncărul pe dinăuntru, încât comandantul suprem să nu poată să aibă acces în buncăr. Vă dați seama, nici nu-i de mirare cu asemenea trădători unde se ajunge. Generalul Joană era protejat al generalului Iulian Vlad. Ceaușescu atunci, văzând că nu mai are scăpare, a venit în cabinet, până când au venit Stănculescu cu luptătorii de la Direcția 5 a Securității și au spus că trebuie să plece, că intră revoluționarii în sediu. În sediu nu se putea intra, dar generalul Iulian Vlad a dat ordin șefului gărzilor, un colonel pe nume Octavian Nae, tăvică, cum îi spunea generalul Iulian Vlad, i-a dat ordin de la 8:30 dimineața să deschidă și să permită accesul unor agenți ai securității. Noi în imagine orice... e generalul Iulian Vlad. Da. Noi intrat orice... Mi-a venit acolo. Au intrat niște agenți ai securității, selecționați Bob cu Bob, iar la un moment dat au intrat și elevi de la școala de ofițeri de securitate, care în cursul zilei precedente au fost mobilizați pentru ordinea publică în București. I-a luat, i-a dus la Băneasa înapoi, s-au schimbat, s-au îmbrăcat civil cu hainele lor civile și i-a dus înapoi sub deghizați în tineri revoluționari cu banderole pe piept. Sunt tinerii de la CC despre care se spunea că ei, revoluția, au făcut-o tinerii revoluționare. Ei, cei care au pătruns în CC erau elevi la școala de ofițeri de securitate. O întreagă înscenare. Da. Așa. Iar evacuarea forțată a lui Ceaușescu din sediu s-a produs împotriva voinței lor. Ei nu au vrut să plece. Ei erau conștienți atunci că nu mai au nicio scăpare, nu-i mai apăra nimeni. Erau conștienți și că vor muri și de altfel la proces, la înscenarea aia, care numai proces n-a fost, simulacru. Ei au spus, puteați să ne omorâți la Comitetul Central, nu să faceți mascarada asta. Și Elena Ceaușescu a spus, noi n-am vrut să plecăm, rămâneam să murim acolo. Dar... scenariul era pregătit ca să se întâmple ce s-a întâmplat. Ei n-au vrut să fugă și după ce i-a suit în lift, Ceaușescu a început să apese pe butoane și s-au blocat între etaje. Și au venit militari și i-au scos afară printre etaje. A fost o întreagă aventură și au urcat mai departe pe jos, pe trepte, că n-au vrut să urce cu liftul sus. Și apoi i-au dus pe, de sub hioară pe acoperiș. În orice caz, pe Elena, pe Elena Ceaușescu nu a salvat-o relația pe care o avea privilegiată cu Iulian Vlad. Nu a salvat-o, nici relația cu Vlad, nici cu, mai ales cu Postelnicul, era relația ei bună. N-a salvat-o nimic. Când s-a pus ghilotina, era gata. Colonelul Gheorghe Goran, șeful securității municipiului București, era foarte important
SMB-ul, Securitatea Municipiului București, era o structură foarte mare și importantă de atribuții pe multiple planuri, a arătat într-o declarație pe care a dat-o sub jurământ în 1994 în fața Comisiei Senatului României pe anchetarea evenimentelor din decembrie 89 că Ceaușescu a pierdut efectiv puterea la ora 10 fix. Dimineața. La ora 10 nu mai avea nicio putere. Revenind acum la Elena Ceaușescu, vreau să vă spun că un personaj de o importanță vitală, poate cel mai important personaj din viața Elenei Ceaușescu, a fost cumnata ei, Adela Rosenfeld, evreică, comunistă din ilegalitate, n-avea școală deloc. Adela Rosenfeld nu făcuse nicio clasă, nu știa să scrie, să citească. Fusese spălătoreasă. În București se căutau mulți spălătoresele, boierii aveau, angajau spălătorese, unii aveau câte două spălătorese, că nu existau mașini de spălat pe vremea așa. Ea s-a împrietenit cu Adela. S-au cunoscut la comuniști, că erau activau pe acolo, și s-au împrietenit. Și Adela s-a măritat cu singurul frate al Elenei Ceaușescu, Gogu. Gogu Petrescu. Deci de altfel, Elena o chema înainte Petrescu. Petrescu, da. Petrescu de fată. A avut un singur frate pe Gogu și Gogu s-a însurat cu Adela și a avut 3 copii cu Adela. Colonelul în retragere Dumitru Burlan, fost specialist 1 în cadrul Direcției a 5 a Securității, răspunzător de paza unor membri ai familiei Ceaușescu, răspunzător de imobilele în care locuiau membrii familiei Ceaușescu, de bucătare și de ospătare care îi deserveau pe Ceaușești și de asemenea răspunzător de alte persoane care erau în contact cu produsele care ajungeau în mâna și pe masa ceaușeștilor, care nu a făcut parte din complotul anti-ceaușist, a făcut o serie de mărturisiri foarte importante. Dumitru Burlan este cel care a declarat că medicul personal al Elenei Ceaușescu, Abraham Schechter, nu s-a sinucis, și a fost asasinat. Tot el a fost cel care a făcut o declarație șocantă pentru necunoscători, anume că Elena Ceaușescu ar fi fost agentă a Mossad. Și a fost când într-adevăr? Când a spus-o el, toată lumea, inclusiv cercetătorii, au luat cu titlul de inventar această declarație. În imagine este... Dar vreau să vă spun un lucru. În perioada ilegalității, după 1937, Elena Petrescu, viitoare Ceaușescu, s-a aflat majoritar în cercurile evreiești ale Partidului Comunist. În imagine Dumitru Burlan. Da, el e colonelul Burlan. Iar cea mai bună prietenă a ei, cum vă spuneam, era Adela Rosenfeld, o evreică, cum spuneam, analfabetă, foarte săracă, dar foarte inteligentă. Foarte inteligentă era Adela, numai n-a avut șansa să facă școală. Emil Bărbulescu, nepotul de care vorbeam al lui Ceaușescu, a vorbit mult despre impactul mare pe care l-avea Adela asupra Elenei Ceaușescu. Adela era singura persoană în fața căreia Elena se preda
cu arme și bagaje și orice cerea Adela, ea făcea. Ăsta e Emil Bărbulescu, în imagine. Domn profesor, nu mi-a fost foarte clar. Deci există vreo șansă să fi fost adevărată supoziția asta că Elena era agentă Mossad? Ajungem imediat. Ajungem acum exact de subiectul ăsta, legătura ei cu evrei. Generalul de securitate Andruța Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care a fost condamnat la 15 ani de închisoare, arestat în 22 decembrie, 15 ani de închisoare, i-a făcut pe toți, nu a fost iertat deloc. În timpul detenției, el a fost absolut convins că va fi omorât. Și ar fi vrut să nu moară, avea și el familie, avea... A fost foarte temător pentru viața lui în închisoare. A dat 15 ani, pe toți i-a scos mai repede, pe ăsta nu. El era general de securitate, fusese șeful școlii de ofițeri de securitate de la Băneasa. În timpul detenției a fost convocat la Comisia Senatorială decembrie 89. Semna foarte tare cu Nicolae Ceaușescu, se vede și în imagine acum. Până în ce an a stat închis? Până în 2005 și în 2006 a murit. Comisia senatorială l-a anchetat și s-a cerut de către domnul senator PNCCD Valentin Gabrielescu se spună relațiile din familia Ceaușescu și se descrie cu lux de amănunte totul. Ei, comisia, vreau să înțeleagă lucrurile, că de la cap se pute peștele. Corect. Printre altele, Andruța a declarat că în anii războiului mondial, Elena Petrescu, viitoare Ceaușescu, și Adela Rosenfeld s-au aflat în compania unor militari germani din București și au întreținut relații amoroase cu ofițerii germani în București împreună. Și această istoria lor le-a legat pe viață. Au rămas cele mai bune prietene. Ea a mai avut și alte prietene, Elena Petrescu Ceaușescu, dar tot evreice. Una din ele este Gisela Voș, bunica lui Bogdan Olteanu, ăsta de a fost mare șef pe la Liberal și pe la BNR și a făcut și închisoare cu... Ce mică e lumea. Ce mică e lumea, da. După eliberarea din închisoare a singurului frate al Elenei Petrescu, acel Gogu, Gheorghe, zis Gogu Petrescu, Gogu s-a căsătorit cu Adela. Și prietenia Elenei Ceaușescu cu Adela a durat toată viața. Andruța Ceaușescu spune că a ajuns în București în 1940. La început și-a deschis un birt. Apoi a făcut, dar nu prea i-a mers treaba cu birtul, a făcut armata. După război, Ceaușescu a ajuns mare și el a apelat la Nicolae și la cumnatul lui Nicolae, Gogu Petrescu, care era ofițer de securitate, să-l bage și pe el în sistemul militar. În fine, Ceaușescu i-a spus să se întoarcă întâi la Scornicești, să facă acolo organizație de partid, să facă membrii de partid și așa mai departe. Multe, nu mai intru în detaliu. Cert e că după aceea s-a făcut o școală de miliție și a ajuns instructor politic în București, tot la intervenția lui Nicolae Ceaușescu, la o secție de miliție în București. Și s-a dus la Nicolae și a spus că nu are unde să locuiască. Era criză de locuințe în București, bani n-avea.
Elena Ceaușescu i-a spus, la noi nu poți să stai, că avem 3 copii. Dar du-te și stai la Adela. Dar culmea, și Adela avea tot 3 copii. S-a dus, a locuit în gaz de la Adela. Și povestește el în declarația pe care cei interesați o găsesc în Arhiva Senatului României, e stenograma audierii lui sub jurământ, și spune, domne, Gogu de la servici, de la securitate, se ducea la băut în fiecare zi și venea acasă seara bea. Și invariabil o lua la bătaie pe Adela. Adela muncea toată ziua, spune Andrus. De dimineața până seara. Ea spăla, călca, spăla copiii, preocupa de ei, făcea curățenie în casă, tot ce trebuia, spăla uniforma, îi călca uniforma lui Gogu, ținea casa lună. El venea și o lua la bătaie. Deci asta cam prin ce an era? 50 ceva. O lua la bătaie și la un moment dat Andruța n-a mai putut suporta și s-a dus la frate să se spună ce se întâmplă acolo. I-a spus lui Nicolae și lui Elena Ceaușescu că Gogu vine bea și o bate pe Adela de o rupe în bucăți. Cine credeți că s-a supărat foc de tot? Elena. Adela, nu Gogu, nu Elena. Adela s-a supărat și l-a dat afară din casă pe Andrus. Iar Elena și cu Nicolae n-au comentat. Dacă Adela i-a spus, ieși afară, gata. Vreau să vă spun că nu numai atât. Pentru că Adela s-a supărat, Adela a cerut să fie destituit din funcția de instructor politic și a fost destituit de fratele lui și de cumnată sa. Și a fost mutat într-o funcție inferioară, tot în miliție, la o secție la ordine publică. El a înțeles atunci că Adela joacă un rol uriaș în viața familiei fratelui său. Tot Andruța mai spunea ceva. De zilele copiilor Adelei, Elena Ceaușescu le făcea cadouri mai mari decât le făcea propriilor copii de ziua lor. Interesant. Bun. Asta a fost prima chestiune. În declarația pe care o dă Emil Bărbulescu, nepotul de care am vorbit, al lui Nicolae Ceaușescu, fiul surorii sale, el, întrebat fiind aceeași problemă care erau relațiile de familie, povestește o scenă șocantă. În anul 1989, vara, Nicolae Ceaușescu l-a chemat la el pe cumnatul său, Vasile Bărbulescu, tatăl lui Emil, și l-a acuzat că a furnizat conducerii de partid informații false despre producțiile agricole, că a tolerat erori în coordonarea activității agricole, că sunt lipsuri mari în agricultura României și a spus că îl va destitui, îl va sancționa și va prelucra la nivelul tuturor organizațiilor de partid din agricultură cazul lui, din toată țara. A fost ca o lovitură de măciucă pentru Vasile Bărbulescu, cumnatul lui.
În acel moment, în cabinetul 1, a intrat și Elena Ceaușescu, care i-a spus lui Bărbulescu în față că este un țăran prost care habar n-are de agricultură. Imagine Vasile Bărbulescu. În timp ce Vasile Bărbulescu era inginer agronom. Șocat de ce îi se întâmplă, Vasile Bărbulescu i-a rugat pe Ceaușești să nu-l pedepsească atât de aspru și să-i permită măcar să se pensioneze și să se retragă fără valuri. A fost refuzat pe loc și discuția încheiată. A venit acasă și i-a spus nevestii și s-a pățit și lui fiul său. După o noapte de frământări, Elena Bărbulescu, născută Ceaușescu, a hotărât să meargă la fratele ei să-l roage să-l ierte pe bărbatul. N-a rezolvat nimic. Nicolae Ceaușescu și soția lui i-au spus aceleași lucruri. Că e un țăran prost care a făcut numai prostii și gafe și trebuie destituit și trebuie analizat în toate organizațiile de parte. Disperată, Elena Bărbulescu vine acasă și le spune lui bărbatul și lui fiuso: mă duc la Adela. În imagine Adela. Elena Bărbulescu. Da. Mă duc la Adela. Deci, atenție! Ei știau ce influență are Adela. Și Emil Bărbulescu mai declară că ei știau în familie că Adela Petrescu era cointeresată material pentru influența pe care o exercita pe lângă Elena Ceaușescu în numirea unor demnitari în funcții mari de conducere. Intervenea pentru oameni să fie numiți director general în ministere, pe miniștri adjunți, persoane importante și primea bani pentru asta. Era Elena coruptă. Petrescu, viitoarea soție a lui Ceaușescu. Nu, eu vorbesc. Elena Petrescu. Adela Rosenfeld, ea intervenea la Elena Ceaușescu, fostă Petrescu, Elena Ceaușescu era șefa cadrelor în Comitetul Central și ea făcea numirile. Și lua bani. Emil Bărbulescu spune că și mama lui s-a dus cu cadouri, n-a zis că s-a dus cu bani. O fi fost și frică în pușcărie să declare că mama s-a odat să nu fie ca un auto să mai pățească ceva, că și așa erau amărâți rău de tot. Și Elena Bărbulescu se duce la Adela. Și Adela, uimită, o întreabă: ce faci, Elena, la mine? Și a zis: Adela, am venit să te rog foarte mult să mă ajuți într-o problemă. Ce problemă ai? Și a relatat tot cazul lui bărbatul. Cum a fost? Au hotărât să-l sancționeze, să-l dea afară, să-l discute și așa și așa. Și ea a încercat și ea să intervine, nu a făcut nimic. Nu. S-au lovit ca de un zid. Adela s-a uitat la ea, n-a dat niciun telefon, n-a vorbit cu nimeni. S-a uitat în ochii ei, era vara lui 89, în septembrie, erau deja alegerile pentru învederea Congresului Partidului din noiembrie 1989. S-a uitat la ea fix și a spus: bine, Elena, rămâne Vasile secretar al Comitetului Central. Deci vă dați seama cu câtă siguranță hotărâ ea rămânerea în funcția unui secretar al Comitetului Central pe care toții Ceaușescu vroiau să îl destituie. Această experiență extraordinară a ei, și a venit Congresul și Vasile Bărbulescu a rămas
secretar al Comitetului Central, nu l-a schimbat nimeni, nu l-a sancționat nimeni, nu s-a prelucrat nimic nicăieri. Deci avea o influență majoră. Absolut fantastică. Aceste lucruri n-au fost cunoscute decât în cercul foarte intim al familiei Ceaușescu. Acum au ieșit la lumină, dar această femeie evreică, este știut faptul că toți evreii de peste tot în lume sunt în primul rând evrei și apoi orice altceva. Este cunoscut că toți evreii fac parte dintr-o mare armată a evreimii internaționale cu vârfurile ei din Israel și de la Washington și de la New York. Cum de această evreică analfabetă avea această influență? După atâția ani de la tinerețea care, să zicem, că au petrecut-o împreună ele. Și ne punem întrebarea, nu cumva îi mai lega ceva? Nu cumva Adela era un curier de legătură între Elena și alte forțe evreiești? Așa cum spunea colonelul Burlan de la Securitate, care urmărea familia Ceaușescu, nu urmărea alte chestii. Da, întrebări legitime. Sunt foarte importante aceste întrebări și oricum s-a deschis o linie de cercetare și poate că în timp vor mai apărea informații de acest fel. Vreau să vă spun că membrii familiei Ceaușescu care mai sunt în viață sunt și legați de anumite privilegii care le-au avut, de anumite menajamente, de anumite frici și nu spun și când mai ies la discuții, ocolesc adevărurile foarte importante pentru istoria contemporană. Deci deocamdată avem o bănuială rezonabilă că Elena era în această rețea. Vreau să vă spun că Emil Bărbulescu, în declarația sa, l-a prezentat pe Nicolae Ceaușescu ca pe un om care, la nivelul anului 1989, nu mai avea, practic, conducerea țării în mână. O foarte mare parte din putere era în mâna ei. Vreau să vă spun... că el era complet rupt de realități. În 1989, Ceaușescu a fost într-o vizită de lucru în județul Olt. Împreună cu alți demnitari, cu elicopterul. Când elicopterul a trecut pe lângă un câmp agricol care nu i-a plăcut lui Ceaușescu cum arăta, a cerut pilotului să aterizeze acolo pe câmp. Pe câmp se afla o mulțime de femei din sat, din satul respectiv, care recoltau. Ceaușescu s-a dus și a intrat în vorbă cu femeile alea. Ele l-au recunoscut, au venit toate la un conjurat și au început să-l apostrofeze pentru proasta aprovizionare cu pâine și alte lipsuri. Spuneau, domne, dar nu avem pâine în sat. Nu e pâine, e pagn. Ele s-au supărat, erau așa, și s-au răstit la Ceaușescu. Gata, gata să-l îmbrâncească. Ceaușescu n-a plecat, a rămas între ele și asculta uimit afirmații care păreau complet străine pentru el. Era ca și căzut din lună. Mă mir că l-au lăsat securiștii să facă dialogul ăsta. Nu l-au putut opri, că el a vrut neapărat să stea de vorbă cu femeile alea. Mai ziceți odată, cam când a fost incidentul ăsta? În vara lui 89. Atunci Ceaușescu s-a întors către demnitare care
îl însoțeau și le-a spus cu seninătate: dați-le, mă, oamenilor, pâine! Emil Bărbulescu spunea că Ceaușescu simțea că se întâmpla ceva care îi scăpa lui. Îi scăpa criza indusă de trădătorii care își luaseră misiunea să-l înlocuiască pe el. Cea despre care noi am vorbit, am înunțit numai... Da, așa e. Este foarte importantă mărturia pe care a depus-o și Emil Bărbulescu. Acum vreau să vă spun că am relatat... Mai avem cam 5 minute, domn profesor. Da. Am relatat ce s-a întâmplat în sediul Comitetului Central al Partidului. Momentul ridicării elicopterului și a așa zisei fugi a lui Ceaușescu. Arestarea lui era deghizată într-o fugă. Exact. Nu fugea deloc, nici nu vroia să plece. Nu vroia să cedeze. Să fugă ca un laș în fața greutăților. Era un spectacol pentru mase. Era un spectacol pentru noi care suntem ceea ce credeau conspiratorii în frunte cu ideologul lor, Silviu Brucan, stupid people. Că Brucan ne-a făcut pe tot stupid people. Așa da, el a fost evreu mai deștept, noi am fost românii proști care am înghițit minciunile lor și uite așa s-a întâmplat și a venit ce a venit. Și am ajuns unde am ajuns. E foarte importantă declarația, mărturia pilotului lui Nicolae Ceaușescu, colonelul Vasile Maluțan, care a relatat în ziua de 25 mai 1995, deci abia după 5 ani jumate de la evenimente, a relatat în fața Comisiei Senatoriale, pentru că nu l-a chemat nimeni să spună înainte ceva, cum au fost evenimentele. L-au adus acolo domnul Gabrielescu cu domnul Sândulescu, l-au pus să jure pe Biblie și l-au anchetat. Și el a relatat cum a venit pe sediul CC, așa mai departe, și la un moment dat Gabrielescu îl întreabă și cum a venit Ceaușescu. Păi zice, îl aduceau de sub soară și a dat numele celor doi ofițeri de securitate care îl aduceau. Adică păi cu forța. Ce aduceau? Nu mai putea merge, era rău, era în criză. Ce nu, dar se opunea. Păi cum adică el nu vrea să vină? Păi nu vrea. Și atunci ei ce făceau? Păi când el se opunea, ei îl săltau de la pământ și îl aduceau pe sus. Era ușor, avea puține kilograme. Deci declarația asta a rămas consemnată. Declarația a rămas consemnată, se poate verifica. Și pe ea, pe Elena, cum a venit Elena? Păi Elena era în spate. O aducea X și cu Y și le-a dat numele ofițerilor. Păi cum adică? Și pe ea o aduceau, da. Păi de ce? Nici ea nu vroia. Păi nu vroia. Și ce făcea? Păi mai punea tocurile în asfaltul de pe acoperișul CC-ului. Incredibil. Ei o săltau și pe ea de la pământ și o aduceau. Deci asta e fuga lui Ceaușescu. Iată, oamenii nu știu până unde a mers minciuna. Da, da. Vreau să vă spun un lucru. Audierea lui Vasile Maluțan a durat până seara târziu, când Valentin Gabrielescu l-a oprit și a spus: domnule colonel, Gabrielescu era un om foarte fin, foarte elegant, domnule colonel, mai avem multe întrebări să vă punem, orele sunt înaintate, eu am obosit, cred că și dumneavoastră ați obosit, o să vă chemăm în altă zi să continuăm, că n-am ajuns încă la întrebările foarte importante.
A doua zi, 26 mai 1995, Vasile Maluțan a fost asasinat. E extraordinar. În ce circumstanțe? În circumstanțe, în certificatul de deces s-a consemnat că a fost un accident de elicopter, iar el, cel mai bun pilot din România, ar fi intrat cu elicopterul în niște sârmi. El era cel mai bun pilot al României, de aceea mi l-au dat lui Ceaușescu. Nu, nu s-a înțeles. Această... Domnul profesor, nu s-a înțeles. A intrat cu elicopterul în ce? În sârme de înaltă tensiune. Păi ce, zbura așa jos? Curent. Da. A intrat în acele sârme și a căzut elicopterul și a murit el acolo. O altă minciună acum, pentru copii proști. Pentru copii proști, da. Și iată încă un actor important al evenimentelor care a fost scos din scenă. Care a fost scos din scenă. Câteva dintre lucrurile pe care le știa Maluțan și probabil că le-ar fi spus, o să le putem aborda într-o emisiune viitoare. Da, foarte important tot ce ne-a spus. Atunci au trecut cele 5 minute, vă spun la revedere. Cu foarte multă răbdare ne-ați expus elemente de asemenea foarte importante și practic total necunoscute în România. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, abia așteptăm continuarea săptămâna viitoare și, dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Cu aceasta încheiem. La revedere. O seară frumoasă.